culme, deci da, suntem exact aici, tocmai ce am ajuns la Phil Cassidy. Am vrut eu să scurtez misiunea pentru că era mult prea plictisitoare pentru voi și nu vreau să vă plictisez pentru că trebuie să ne grăbim, pentru că o să pun pauză de fiecare dată când avem un drum de făcut pentru că hoțul de arme. Ok. Hai că e bine. Perfect. Mă bucur că mi-a lăsat. Ce asta, mă? O manetă, aparent, pentru că... Dar cu maneta aia apare automat dacă vreau să explodez ceva, înțelegeți? E bine că îmi dă mașina asta. Adică, totuși, îmi dă ceva puternic. Care să poată să fie de folos. De fapt, stați și își va pune o mică pauză. Gata. Exact unde am rămas. Am revenit. Am uitat să... Dar nu pot acum. Cred că trebuie să ies din mașină. Nu cred că ar ceva dacă ies, nu? Ok. Avem și mașina celor de la Lofist fix acolo. Exact la cealaltă mașină, unde avem cealaltă mașină. Aici, ca de fiecare dată. Ok. De ce am primit bonus? Nu înțeleg. În fine. Cred că primesc bonus dacă eu mor și pe cei de pe motocicletă, așa cred. Ok. Hai mă, explodează. Gata. Exact aici am rămas. Ok.
Să vedem dacă ne mai sună. Ce ne mai sună? Mergem iar la Phil. Hai. Phil Cassidy. Da. Phil's Place. Locul lui Phil. Ok, să vedem ce mai face și ăsta. Băutura explozibilă. Asta e distrus, e spart, e rupt în gură. Hai. Nu merge, și acum a explodat, parcă vezi. Nu, 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 nu. Nu te du, nu te du, boss. Nu te du, te rog eu frumos. Asta moare. Acum trebuie să-l duc la spital. Știu sigur că trebuie să-l duc la spital pe idiot. Și acum am și eu senzația asta de spart de drogat. Ce Charlie, mă? Ce copac, mă? Ăsta visează. Mai moare și ăsta. Bine, în viața reală vă dați seama că ăsta s-ar fi dus de râpă. El a stat lângă bombă, naibii. Nu doar că ar fi murit, ar fi dispărut cu totul, cu tot cu corpul lui. Totul ar fi pleznit, tot. Nimica n-ar mai fi rămas. Bine că știu eu să conduc, deci ce e senzația de băutură din GTA 5? Acum că mi-aduc aminte cum îi spune, mai e și... Îi lipsește cumva o mână sau mi se pare mie? Misiunile lui Phil terminate. Acum avem, vedeți, un minigun, un buton pe care să apăsăm și încă două chestii. Bun, acum nu cred că mă mai sună nimeni, stați. Nu, nu mă mai sună nimeni, deci fac eu alea două misiunile de la... cum îi spune, misiunile de la... Stai. Ok, deci revin eu după ce fac alea. Deci, deci dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați, să-mi dați un like și un share dacă vreți. Un share mai ales m-ar ajuta, dar în general un comentariu și poate o abonare și un like dacă considerați că merit. Eu am fost Vlad și ne vedem data viitoare.